Salutare și bine v-am regăsit din nou de aici, de la Clubul Ecvestrul 163 Clopi, Prejmer, Brașov. Așa cum clar v-ați obișnuit, alături de mine este domnul Remus Haralambie, proprietar de cai și antrenor. Am ajuns într-un padoc. Sper să nu greșesc, domnul Remus, nu? Nu. Mulțumesc. Suntem într-un padoc, aici se pregătesc caii, se aranjează, dar haideți să-l lăsăm pe domnul Remus să ne explice absolut tot despre ceea ce se întâmplă aici. Bun regăsit, într-adevăr, aici este laboratorul în care se pregătesc căluții în vederea evoluțiilor. Da? După cum vedeți, fiecare cal este găzduit în propria lui cameră, care poartă denumirea de boxă și în care are tot confortul. Jos se găsește un strat destul de consistent de paie, în general de material izolant. Sunt padocuri care folosesc rumeguși, talași, tot felul de găselnițe de ultimă oră. Personal am rămas credincios tradiției și sunt mult mai atent și mai de acord cu folosirea paielor sau fânului pe post de așternut. Da? Salteluța calului. Cea salteluța calului pe care el se simte foarte, foarte confortabil. Da? Boxele sunt foarte largi, generoase ca și dimensiuni. Vedeți că locul acesta este bine aerisit. Calul are nevoie de foarte mult aer, dar în același timp trebuie protejat împotriva curentului. Da? Știm din istoriile cu cai și din istoriile făcute de cai că ei nu prea sunt deranjați de frig, da? Da? Ne aducem aminte, nu se duce prea departe decât nu în conflagrațiile mondiale. Gândim la campania lui Napoleon din Rusia, da? Când caii au avut de îndurat și geruri de peste minus 35-40 de grade. Foarte se comportă bine la frig, da? 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 Dar ei trebuie, după efort, cel puțin caii noștri, trebuie feriți de curent. Da? Nu e niciun fel de... nu face nimic, chiar vă rugăm. Ne bucurăm. Ați terminat lucru, da? De asta suntem aici. E în regulă, e foarte bine. Da. Pentru aceste... Uite, iarăși, o campioană de-a noastră. Vedeți? Vorbeam mai devreme despre munca cu calul, da? Fetele acestea sunt campioane, sunt realizatoare de mari performanțe și o să aveți surpriza să le vedeți tot pe ele îngrijindu-și cai. Și da? la vârste fragede. La vârste din ce fragede. Am văzut, sigur, că au 13-14 ani. 15 ani, da. Dar o să vedeți și copii mai jos de vârsta de 10 ani cu aceeași dăruire față de cal. Și fac o paranteză că tot m-ați prezentat ca fiind proprietar de cai. Am un centru de echitație la Constanța și întâlnesc de multe ori contre între părinți și copii călăreți, cele mai multe în fața magazinului de echitație, cu exclamații din partea unei mame, de exemplu, aoleu, m-ai jefuit. Și atunci am tras-o frumos de tot de mânecă și i-am spus, și-a luat vreo poșetă de ultimă generație, tof din piele de crocodil? Nu. Ce și-a cumpărat? O zăpală și ăsta de parcă... Bravo! Să fiți fericiți că fetele voastre deocamdată cheltuie banii pentru cai și nu pentru tot felul de mofturi aiuritoare. Și da? Apropo de zăbală și alte lucruri de care au nevoie caii, vă propun să ne explicați câte ceva despre aceste lucruri, da, pe care eu le văd aici agățate. Nu le înțeleg pentru că nu practic acest sport. Practic este o zestre care în ochii unor oameni de cai, vă spun, nu există comoară mai mare. O plăcere mai mare de a folosi toate aceste ustensile pentru obținerea performanței, da? Aceasta, de exemplu, și cel mai simplu, care face parte din ABC-ul cu care am discutat, este o lonjă, da? Și este o denumire ușor confiscată din franceză pentru că vine din allonger, da? Deci este o frânghie dintr-un material textil folosită în pregătirea calului de jos, așa numitul dat
datul calului la longe, da? Acesta este un căpăstru de grajd, da? Vedeți, dintr-un material textil cu foarte multe atașamente între acestea moi, protecții moi, sigur că da. Federația Echestră Internațională, iar Federația Echestră Română este partea federației, în ultimii ani de zile a luat niște măsuri, eu zic salutare, vis-a-vis de starea de bine a calului. Și este bine că se întâmplă aceste lucruri. Aici avem un frâu care este format dintr-o căpițea la care este zăbala cu zăbăluța, ceea ce țin călăreții în mână poartă denumirea de dârlogi. Da? Aceasta este o chingă cu care este fixată șaua calului pe sub burta calului și aici o serie întreagă de dispozitive la care se atașează alte dispozitive. Da? Avem o martingală, prese, denumirile sunt destul de bigubatice, cu ghilimele de rigoare. Și, apropo de ce spuneam mai devreme, gândiți-vă că la un moment dat, copilul care începe să lucreze cu calul, pe lângă un limbaj pe care îl folosește de zi cu zi, mai învață o limbă străină. Noi avem, de obicei, o spunem în glumă că învață să vorbească căiasca, da? De ce? Ca să poți lucra cu un cal, trebuie să stăpânești perfect limbajul non-verbal. Da? Calul nu este om. Deci degeaba poți să stai să te încrunți la calul ăla de acolo jumătate de zi. Nu-ți va înțelege grimasa. Da? El înțelege anumite semne pe care tu trebuie să știi că trebuie să le faci constant, cu aceeași amplitudine, aceeași intensitate, cu același ton al al glasului, da? Dragi prieteni, felul... suntem la litera A, da? Să da, înțelegeți da, foarte clar. ABC-ul, da, 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 litera, da, da. Încă suntem da. La litera A. Da, este simplu de tot. Verbajul non, limbajul non-verbal noi îl folosim, de fapt, de fiecare dată. Vedeți? Nu v-am spus să-mi dați mâna, da? Doar am întins-o. Mi-ați răspuns la un gest, la un limbaj non-verbal. Un cam exemplu foarte clar și direct. Da, da. Din ce am văzut, cred că avem aici niște prieteni care se pregătesc să-și... să-și scoată un cal la lucru. Ne ajut și pe noi prin a scoate te rugăm. Un cal. Mersi mult de tot. Da? Acesta de aici este o protecție care se pune pe spatele calului, poartă denumire de valtrap. Peste el se așează o altă protecție, un gel după care de altă șaua, natură, nu? După care șaua, sigur că da. Acestea sunt ustensilele de adăpare, da? Vedeți? Ele au devenit foarte ușor de manevrat, se cară ca o poșetă, da? Uite, un căluț frumos. Cum îl cheamă? Minu. Cașmir. Este un cal... un cal campion și este încălecat de unul dintre cei mai buni călăreți ai momentului, nu? Ursache Ionuț. Da, pe care am avut plăcerea să-l cunosc. Să-l cunoaștem și sigur că da, și o să-l mai cunoaștem. Da? El încalecă acest, un cal, e o minune de cal, într-adevăr. Cât e frumos, da, elegant. Da, da, da. Deci când vorbim de cai, cei care nu sunt în lumea calului au obiceiul să spună, da, iată un cal de culoare negru, da? Da. E, în lumea calului, culoarea la cal se exprimă în felul următor. Calul acesta are o robă, da? Deci este robă, da? Acum vedem și noi de ce judecătorii și avocații sunt îmbrăcați cu ceva care poartă denumirea de robă, da? Încă un detaliu extrem de important, dragi spectatori. Sigur că da. Vă rog să observați cu câtă atenție sunt îngrijite copitele calului, da? Nu l-am găsit acum pe domnul Paul la prăvălie, la atelierul lui de potcovărie. Fac o paranteză. Paul Josan este unul dintre cei mai mari potcovari ai noștri, în același timp și ortoped în lucru cu picioarele calului, da? Da, chiar și lucrul ăsta trebuie remarcat și spus ca atare, da? Calul fără picioare nu este cal. Englezii au spus-o cu mult timp înaintea noastră, da? Fără picioare, deci cu picioarele defecte, acel cal nu ai ce să faci. Poți să-l iubești, poți să-l greșești, dar nu poți să mergi cu el la performanță, da? Acum lui sunt puse
protecțiile față, calul în timpul antrenamentului poate, datorită unor mișcări, datorită unor mișcări necontrolate, să-și lovească tendonul din față cu copita din spate, ceea ce poate să ducă la accidentări destul de serioase. Și atunci sunt puse aceste protecții, da? La spate se pun și alte protecții, poate denumirea de cositor, dacă acel cal are sau nu are nevoie. La fel, funcție de ce știe călărețul că urmează să lucreze cu calul. Am observat acum, din faza aceasta de echiparea unui cal poartă denumirea de harnașare, da? Iarăși o denumire greu de reținut, dar nu e imposibil, da? Deci întâi s-a așezat valtrapul pe el, vedeți, cele mai multe sunt cu însemnele personale sau ale clubului. Peste valtrap s-a pus această protecție de spate, da? Și abia după aia vine șaua, da? Deci disconfortul calului trebuie să fie să fie minim, sigur că da, da? Uite, acum, prin fața noastră, urmează să treacă un călăreț al centrului gazdă, da? Domnul Chițu, care scoate iarăși un cal la lucru. Acum îi se atașează, aceea este Kinga de care vorbeam mai devreme, da? Da, prefixează șaua. Sigur că da, care fixează pe sub burta calului, da? E, aici trebuie spus că cei care se ocupă efectiv de pregătirea calului, călărețul sau îngrijitorul, sunt oameni cu cunoștințe bine practicate, pentru că orice fel de greșeală pe care o face el, vedeți, așezarea chingii aici, da? Are o anumită distanță unde trebuie, ca să nu bată la cotul calului, da? În același timp o să vedeți că el face o mișcare prin care vede cât de mult stringe Kinga. Kinga trebuie să lase o toleranță aici, da? Și mai ales să nu facă cute, da? Să nu-l deranjeze, da? Sigur că da, pentru că acea cută pe care n-ai băgat-o în seamă îți pune calul pe boxă perioadă destul de lungi, da? Pe măsură ce înaintează discuția noastră, domnul Remus, cred din ce în ce mai mult că, într-adevăr, acest sport este o artă. Exact. Clar. Exact. Clar. Iar ca să fie sport și artă, ce spuneam, trebuie să fie știință. Da, 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 da. Într-adevăr. Da, să știți că sunt tomuri întregi și pe care nu noi, oamenii, zicem, din perioada modernă, vis-a-vis de cal, da? Le-am descoperit. Ele sunt de când e lumea și pământul, ca de când calul a început să ne devină prietenul cel mai apropiat. Multă lume spune câinele a fost cel care... Eu spun că la ora actuală n-am fi putut să ne deplasăm cu mașini și să vorbim la telefoanele mobile dacă n-ar fi existat măria sa, calul, sigur că da, care să ne ducă să ușureze schimburile de idei și schimburile economice. Ăsta a fost calul, da, pentru noi, da? Și încă un lucru interesant și pe care telespectatorii ar fi bine să-l ia în calcul, să se gândească. În urmă cu 100 de ani, toată lumea avea cal, da? Deci nu exista gospodărie și deplasările la oraș nu se întâmplau altfel decât cu birjele trase de cai. Foarte puțin și numai cei avuți aveau mașină, da? La ora actuală se întâmplă invers, da? Toată lumea are mașină, cai au din ce în ce mai puțin. Doar cei, da? Doar cei care își permit să iubească, da? Ce face prietenul nostru acolo? El acum pregătește, vedeți, are o soluție specială. Care? Ce face? Ce rol are? Care are rol de a hrăni și de a proteja, încarcă inclusiv spațiile, rizurile care apar pe copită, lasă ca nisipul acesta să nu se depună pe copită și are și calități de hrănire a cornului copitei. Da? Cât de multe detalii! Și încă sunt foarte puține. Sunt foarte puține. Și noi suntem la început. La ora actuală, suntem la ora actuală. Vedeți că pe perioada la care se aduc ultimele retușuri și finisaje, da? Pe spatele calului, foarte bine a făcut ce a făcut, a fost așezată o pătură. Da? O pătură care să-i conserve căldura, da? De acolo. Uitați-l cât de frumos este îngrijit.
Trebuie spus despre cal, că tot vorbeam și cu altă ocazie, da? Calul este animalul cu ochiul cel mai mare dintre toate animalele planetei, da? Are ochiul mai mare decât al balenei sau al elefantului, da? Deosebit de mobili, deosebit de luminoși, da? S-a rușinat un pic, nu știu de ce, da? Da, e un alintat, e un alintat, alintat și jumătate, da? Coama, ce frumos este toaletată, tunsă, filată. E un cal care, într-adevăr, este îngrijit pe măsura valorii lui, da? Odată pregătită această fază a harnașării, când i s-a pus șaua sa prin schinga, se fac ultimele retușuri și, ulterior, pe capul căluțului va fi, pe capul lui va fi prins frâul, da? Care am spus este format din căpițeaua, care este un ansamblu de curelușe care sunt reglate și alea tot așa cu știință, da? Dârlogii, care sunt cele două prelungiri din material textil sau din piele cu care impulsia calului este gestionată la nivelul gurii, și calul este gata de ieșit și de scos ieșit la plimbare, lucru. Nu? Da. Și călărețul acum se pregătește? Și el se pregătește, sigur că da. Uite, acesta este frâul. Am spus, funcție de ședința de lucru propusă, calul mai capătă mai multe sau mai puține piese dintre acestea de formare. Da? Uitați, îi se strecoară acum fierul în gură. Da? El este învățat și acesta este bine ajustat, se cunosc foarte bine reglajele. Da? Pe cal, practic, nu trebuie să-l deranjeze absolut nimic și în felul ăsta el se și pregătește să primească cu, vedeți? Probabil că l-a luat somnul. Da, da. Da, asta înseamnă că mâna lui este ușoară, este o mână dibace, nu chinuie calul, calul vine în căutarea obiectului, știe care de muncă, da? Sunt și cai care nu. Da, la fel ca și omul, eu o spun de multe ori, niciunul din noi, nici calul, nici noi, nu ne trezim cu bucuria de a munci. Adică, da. Aoleu, dă Doamne să sare pe din pas, m-a făcut să muncesc. Da? Iacă-te. Domnul Remus, vă propun ca în încheiere să ne spună câteva cuvinte și călărețul, pentru că mie unul mi-a plăcut enorm cum s-a descurcat și vorba noastră, am văzut niște mâini dibace. Dibace. Și am văzut că ceea ce face cu o plăcere, da. Cu dedicare, așa, da, 100%. Da. Da. Uite, am să-ți dau microfonul meu pentru un minuțel, să... Poți să te apropii de asta, să ne spună? Spune-mi, te rog frumos, cum te numești? Barabaci Laurent, mă numesc. Laurent, câți ani ai? 16. Mulți înainte. Și mulțumesc. De când practici acest sport? Eu îi spun sport pentru că... No. Ce mai ușor. De 3 ani. De 3 ani de zi. Da. Văd foarte multă plăcere la ceea ce faci tu. Cum ai ajuns să te urci pe un cal? Ce te trezit? Ce ți-a... Păi, eu de când știu, de atunci mă plac cai. Mm-hmm. Da. Părinții mai, tăi sunt... Mai ai pe cineva în invitație? Nu, nimeni. Nu. Păi și unde ai făcut tu cunoștință cu un cal de... ți-ai dat seama că vrei să-l călărești? Prima dată am mers la concursuri la Mureș, că suntem din Mureș, și după aia am văzut și mi-a plăcut și așa am început. Să merg la antrenamente și am ajuns aici. Aici, la noi, la Prejmă, ai mai fost și la un alt concurs? Da, da. Îți mulțumim foarte frumos. Și eu vă mulțumesc. O zi bună și multă baftă în concursul de weekend. Mulțumesc mult. O zi bună. Mulțumim. Un călăreț care promite foarte mult. Se vede chiar dacă... Exact ce am spus, puțin mai devreme. Domnul Remus, vă mulțumesc pentru cea de-a treia întâlnire. Am mai aflat câte ceva despre acest sport, despre aceste animale minunate și urmează să ne duceți într-o altă locație, da? Locație, să zicem, da. Din acest centru de echitație 163 Plopi. Vă mulțumim foarte frumos. La televiziunea grupului BIM Brașovul va fi aici și în acest weekend cu noi informații alături de domnul Remus, care va fi comentatorul evenimentului. Evenimentul, da. Și alături de voi
gazda brașovenilor. Ca de fiecare dată. Vă mulțumim foarte frumos, gazda dumneavoastră, Adrian Doroșin, vă spune la revedere.